Vă salut! Am zis să vă fac un clip așa de iarnă, cu minimele verificări de iarnă la sistemele automobilelor dumneavoastră. Și aș începe așa cu verificarea bateriei și a sistemului de încărcare, bineînțeles. Că asta contează nu numai iarna, ci tot timpul trebuie verificat sistemul de încărcare, că mai pot apărea probleme. În primul rând, ce e de verificat, tensiunea la baterie, care se ia între plusul și minusul bateriei. În cazul meu, nu mai scot plasticul cu toate căblăraia asta, o să iau tensiunea pur și simplu de la plus și de la minusul de la motor. Și am o tensiune de 12,5, care este optimă. Un acumulator încărcat începe de la 12,4-12,6 V. Așa. Cum v-am zis, puteți să le măsurați direct de aici. Adică dintre plusul și minusul bateriei unde aveți acces. Asta e la Peugeot, e mai pe dos. Așa fac ei lucrurile în unele chestii. Dar e același. Asta e tensiunea în gol. Încărcarea o puteți măsura totodată exact așa. Acum motorul pornit o să vă arăt imediat între plus și minus la baterie cel mai indicat sau cum v-am spus eu. Între plusul de la baterie că e accesibil la mine și minusul de pe motor, masă. Sau mai există o metodă de a verifica încărcarea de la plusul de la alternator. Uite-l aici, nu știu dacă îl vedeți. Șurubul ăsta de aici. Ăsta. E plusul de la alternator. Ia să-i dau focus. Da, se vede acolo. Puneți plusul de aici. Și minusul direct pe motor și aici și așa verificați dacă aveți probleme sau nu cu alternatorul în circuitul lui scurt, adică între el și masa după motor, să vedeți cât încarcă. Trebuie să fie încărcarea peste 13,6 V, 14 V, 14,5, la mine în jur de 14,5, o încărcare optimă. Să vă povestesc o situație, că na, aveam Peugeot 206, și nu mai îmi încărca, pur și simplu. Cumpărasem baterie nouă, acumulator, bineînțeles. Pe o vreme se descărca. Ce are. Măsor încărcarea la baterie era 12,5. Cu motor pornit cu tot, zic, bă, alternatorul bulit. Știam de măsurarea în scurt, înainte, adică verificarea alternatorului între el și motor. Dar am zis, bă, avea o vechime mașina, vreo 15 ani, nu știu ce, zic, hai, am tăbărât, am dat jos alternatorul, umblu la el, la perim, uit, îl verific, n-avea nimic. Îl pun la loc, zic, Eugene, ai făcut-o. Am pus între plus și motor, aveam 14,5, alternator bun, bineînțeles. Unde era problema? E bine, era la un fir de masă, aveam pe cutia de viteze, era prins firul de masă care aducea curent și lua și aducea de la masă la... de la motor la baterie. E acolo oxidase nebunia aia și nu venea. Adică între plusul alternatorului și motor aveam încărcare și între plusul alternatorului și minusul bateriei canci încărcare. În cauza la contactul a oxidat. L-am curățat, l-am făcut, toate bune, încărca. După vreme iar a oxidat până m-am supărat eu și am mai adus un fir de masă de undeva de la motor direct la minusul, la borna de minus de la baterie, un fir gros, bineînțeles, și am rezolvat problema oxidărilor. La asta văd că nu e cazul de așa ceva. Dar v-am spus chestia asta ca să știți să nu tăbărâți direct pe alternator, că ia uite, o desfaci o groază ca să ajungi la el acolo. Că și la 206 aveam pompa de servo în loc de conductele astea de la turbo de aici. Și dă-i jos pompa de servo să ajungi la el și chinuie-te și tot așa. Așa îl puteți măsura în circuitul scurt, între plusul lui cu plusul ăsta și luat minus de aici, de la motor de undeva, de la masă, să vedeți dacă el bagă ca alternator, ca sistem de încărcare. Acum o să încerc să vă arăt, dar nu și în ultima oară trebuie să vă verificați și lichidul de răcire, antigelul,
cu tester din acela am și eu, dar acum nu o să-l testez pentru că e motorul cald și pe el scrie cam pe la 20 de grade, așa se testează antigelul ca să-ți dea corect. Nivelul lui trebuie să fie peste minus 20 de grade, minus 25, punctul la care el se face gel. La mine mi l-a dat, îmi dădea minus 35. Nivelul se ia în mod general când motorul este cald, pentru că fiind lichid se extinde. Nivelul trebuie să fie între aici minim, între minim și maxim. Maxim, uite la aici și uite aici, la aici e nivelul la mine, între. Nu vă uitați că atunci el când se va răci va mai scade nivelul. Și niciodată nu deschideți dopul ăla cu motorul fierbinte, pentru că acolo e o supapă de presiune, într-adevăr, dar dacă îi dați drumul, riscă să vă arunce vapori fierbinți pe voi. Și tot așa. Bineînțeles, trebuie să aveți și lichid de parbriz de iarnă, verificați uleiul să fie nivelul optim, dar astea ar trebui să le știe toată lumea cu uleiul și tot așa. La asta n-am grijă uleiului, că am și indicator digital în bord, adică îmi spune când pun contactul dacă uleiul e scăzut sau nu, dar e un motor care nu consumă deloc ulei. E diesel, dar nu consumă ulei. Nici nu curge din el, nici nu transpiră, nici nu consumă. Că, na, ăștia de la Peugeot sunt proști, mai proști ei, așa, ei nu știu să facă mașini care mâncă ulei. Las că fac ăștia de la Volkswagen, de zici că merg cu amestec fumigenele lor. Doar unele ajung în așa o stare proastă de exploatare încât doar le completează cu ulei, nu mai le face schimbul, că dacă tot le pune în fiecare zi. Da, na, fiecare ce le place și, na, marfă nemțească e forță, vericule, e bombă. În fine, nu ne batem capul cu lumea, că asta e o lume liberă. Fiecare face ce vrea și tot așa. Acum o să încerc să pun pe trepied și să vă arăt măsurătorile astea mai exacte între circuitul ăla de acolo și motor și aici. Să vedem dacă sunt diferenți. Și încă un sfat pentru voi, dacă nu circulați mult cu mașina pe termen lung, puneți acumulatorul pe redresor. Pentru că dacă nu-l mențineți la capacitate optimă, nu vă va ține multă vreme acumulatorul. Deci puneți-l pe redresor, există redresoare din acestea digitale, gen Ultimate Speed și alte chestii, de până Lidl am și eu unul. Și îl pui pe redresor, ți-o încarcă automat și cu asta basta, dacă în caz nu circulați mult cu autoturismul.
Bineînțeles, să respectați schimburile de ulei, cu cât îl schimbați mai repede, e mai bine. De exemplu, dacă na, la asta se face la 15.000 schimburi de ulei. Eu îl fac la 8.000, 9.000, 10.000 și tot așa. Mi-l fac singur, n-am nicio treabă. Nu o să se supere mașina că îi schimbați uleiul mai devreme. Înțelegeți voi? Nu o să facă niciun rău, o să fie mai bine. Și tot așa. Eu de când am luat-o din 2018 și e pe mâna mea, numai așa îi fac schimburi la 10.000. Așa că dacă vreți să aveți grijă de ele, aveți grijă de autoturisme cum trebuie. Așa cum ați văzut, diferențe minime între circuitul scurt și circuitul lung. E și normal că mai are mașina consumator și în ce circuitul lung să fie de câțiva milivolți diferența. Vă recomand să vă luați și un voltmetru din ăsta chinezesc, pus pe brichetă, găsiți pe AliExpress, dar și pe la noi au, sunt. Am de două feluri. Și mi indică și aici tot timpul, 14.4, 14.5, exact, aia e încărcarea. Na. Că e bine să știți situația. Și iarna e recomandat să aveți și rezervorul cât mai plin, dacă se poate să nu vă facă condens, dacă se poate, bineînțeles că na. Și carburanții s-au scumpit și tot. Și cam asta este. Asta e mașina. Fără erori, fără check engine în bord și alte nebunii. Astea sunt sfaturile mele, bineînțeles, cauciucuri de iarnă, să aveți nivelul la lichidul de frână și conducere preventivă, că trebuie să evităm toate situațiile. Bun. Eu v-am salutat și multă sănătate!